Bună seara și bine v-am regăsit la ediția a doua a unui show super social. Suntem din nou aici la Superbet Premium Store din Piața Presei Libere și facem încă o emisiune dedicată acestei funcționalități incredibile și unice pe piața pariurilor sportive din România. Nu mai există super social sau nimic asemănător pe nicio aplicație de pariuri sportive din România. Data trecută am început cu Florin Răducioiu și am mers mai mult în zona de Serie A Champions League, pentru că natural îl aveam pe Florin acolo. Acum gazda voastră, Gigi Stancu, alias Super Gigi din Super Social, îl are ca invitat pe Ilie Dumitrescu, căruia îi spunem bună seara și îi mulțumim că este aici alături de noi, și pe colega noastră, Laura Golescu, care mă va ajuta în realizarea acestei emisiuni. Sigur, vom discuta despre fotbal, dar vom încerca să-l interpretăm prin pariuri, pentru că asta facem aici, nu doar avem opinii, încercăm ca la finalul acestor opinii sau din aceste opinii să reiasă niște pariuri bune, niște bilete care să vă inspire, și astfel încât în aceste zile, când se joacă intermediare mai mult, nu se joacă cupe europene, să aveți ce să pariați. Mister, încă o dată mulțumim că ai venit aici alături de noi. Sunt onorat. Ce facem? Ce facem? Am avut două zile foarte proaste. Am început luni cu Barcelona, care ne-a scos pe toate biletele. Marți, când să ne revenim, ne-a faultat foarte, foarte grav Bilbao în meciul cu Rayo Vallecano. Și tu ai pățit-o pe biletele tale. Sunt două aspecte extrem de importante. Deci dacă ales să iei o favorită, cum era Barcelona, cota era undeva pe la 1.25, 1.20, 1.25, maximum 1.30, eu tot timpul joc la meciurile astea 1 și GG. De ce? Pentru că cota crește considerabil. M-am bucurat când Granada în primele minute a marcat, m-am bucurat și am crezut că cu siguranță această cotă, acest pariu va ieși. Dar ce aș vrea să transmit pariorilor, celor care mă urmăresc pe Super Social, este extrem de important ca eu pun câte 10-12 evenimente sau un bilet cu 10-12 evenimente sau 6 sau 7. Trebuie să intervenim și inspirația jucătorului, la modul că puteți să copiați acel bilet, dar să jucați 4 sau 5 sau 6 evenimente, contează și suma pe care o puneți. Dacă puneți o sumă mai mică, este clar că puteți să jucați mai multe evenimente, să aveți și un câștig considerabil. Dacă jucați sume mai mari, puteți să alegeți din 8 evenimente, 1 sau 2 evenimente. Au fost, de ce spun lucrul acesta? Pentru că au fost bilete, și aș da în ultimele două săptămâni 3 exemple. 1. Am avut 3 bilete în săptămâna când Atalanta a jucat acasă cu Fiorentina. Deci a fost un bilet, și pot să mă uit, și puteți să verificați și noastră, bilet, a fost o cătă de 86, una de 90 și una de 114. În ultimul meci, la 0-0, a fost un moment în care Atalanta a marcat și s-a anulat golul, bineînțeles, la VAR. Există și posibilitatea, dacă aveți inspirația, ca la... Există acolo un cash-out. Dacă la, de exemplu, dacă la... în momentul în care simțiți, sau dacă vă uitați la meci și urmăriți partida și vedeți că echipa favorită, echipa pe care ați ales-o, sau care am ales-o pe bilet împreună, nu este într-o seară foarte bună, puteți să dați cash-out. Aseară, iar a fost meci Bilbao cu Rayo Vallecano. La 1-1 exista o posibilitate ca jucătorii să dea cash out. Și au mai fost multe meciuri în care, într-adevăr, există posibilitatea, aveți varianta în momentul în care jucați online să puteți să dați cash out, pentru că merită, te salvează, te scapă. Chiar acum sunt pe biletul de aseară cu Bilbao, da. Ai avut 214 replicări. Păcat pentru băieți. Cota era foarte bună, 92 și ceva. Și da, iată, Bilbao Rayo 2.
Falcao a înscris în prelungiri, când poate aștepta golul în poarta lui Raio. Deci, aseară n-am fost inspirat, pentru că eu, în general, la meciul de genul ăsta, iau 1-2 și GG. Dacă iau 1-2 și GG la meciul ăsta, în afară că cota este cota mai mare, cota mai mare, ieșea biletul. Dar, repet, dintr-un bilet cu mai multe evenimente, ar fi ideal să intervină și inspirația noastră. Ori să mai adaugați, ori să mai... Da, mesajul este că e clar că noi nu punem bilete cu rol de manuscrise de la Marea Moartă. Oferim doar niște percepții ale noastre în anumite momente și clar că puteți să ștergeți bilete, puteți să și le copiați exact așa cum sunt acolo, dar puteți să ștergeți oricare din evenimente, exact, din 10, exact, să alegeți 3, 4, 4 5, 5 sau să mai adaugi. Sau să mai adaugi, exact. Ai egalat Spezia cu Juventus. Ai egalat Spezia. Da, chiar voiam să trecem la următorul meci, pentru că înainte să intrăm în emisie, Moise Kean deschisese scorul pentru Juventus și chiar voiam să te întreb, zic, gata, scapă Juventus de retrogradare. Ce face Juventus? Este un început ezitant pentru Juventus, apropo de... Mă așteptam ca revenirea lui Allegri, echipa să aibă o consistență foarte bună în joc, mai ales pe faza ofensivă. Se pare că ne-am grăbit să-l catalogăm, să-l etichetăm pe Pirlo. Uite că chiar și cu un antrenor cu experiență, Allegri, care a reușit multe performanțe la Juventus, echipa să n-aibă un start de sezon foarte bun. Eu cred că merg în zona aia, că Juventus are nevoie de întăriri. Are nevoie de întăriri, totuși echipa nu arată așa de rău. Sigur că nu mai este Ronaldo, dar echipa nu arată foarte rău. Nu arată foarte rău. Pare o echipă ofensivă, doi atacanți. Nu arată puține echipe mai joacă cu doi atacanți. Poți să spui echipa? Fotbalul de azi. Sigur că da, e Szczęsny în poartă, Danilo dreapta, De Ligt, Bonucci centru, De Sciglio stânga, Rabiot, Mkhitaryan, Betancourt și Chiesa la mijloc. Chiesa cred că joacă un pic totuși mai sus. Nu. Dreapta și Rabiot joacă un 4-4-2. Sau 4-4-1-1. Cu cine în față? Kean și Dybala. Kean și Dybala. Deci cu punct fix cu 9 și cu Dybala cu libertate de acțiune în spatele lui Kean. Teoretic, nu o echipă chiar așa de rea. Totuși, nu se leagă lucrurile, într-adevăr. Da. Sunt în desfășurare, este minutul 38 la acest meci. Și chiar aș vrea să anticipăm un pariu la acest meci. Ce să mergem? Sincer, mie mi-a ieșit. Deci pe Super Gigi puteți să vedeți, am o cotă de 5 și ceva cu Moise Kean, primul marcator. 5 cât? 5 și ceva. 5 și ceva, chiar mă uit imediat. 5.25. Moise Kean, marcator. Dar ce să punem acum? Este 1-1. Din nou Juventus, e clar că trebuie să atace. Ar mai fi gol în prima repriză? Ar fi o cotă mare pentru încă un gol în prima repriză, dar mai sunt 6 minute, poate cu ceva prelungiri. Nu. Nu crezi? 2 final, nu. Cred că tot 1.40 ceva e. Mergi pe 2 final? Da. 1.55 a urcat. 1.55 a urcat. La 1.40, 1.45. O să placeze la ora acest 2 final și o să găsiți acest bilet pe contul de Super Social al emisiunii, Show Super Social, exact așa. Îl veți găsi. Dar, bine, acum e simplu. O să puteți să pariți acest lucru și singuri. O să facem bilete mai complicate pe care, într-adevăr, o să trească să le căutați acolo ca să le găsiți așa. Minister, dacă îmi permiți, eu încerc un gol până în pauză. De inspirație. Încerc un gol până în pauză. Golul 3. Cât este? Zicem. Golul 3, că nu îmi zice golul 3 e în meci, golul 3, și e o cotă mică la Juventus, 1.47. Caut golul 3, prima repriză. Nu, plus... De... Prima repriză, golul 3. Juventus, cotă 5.25. Poate... Juventus, nu cine marchează al treilea? Indiferent cine e marcator. Nu, indiferent cine e marcator, dar să marcheze Juventus. Deci păi golul nu, 3... păi nu, oricum cine e, indiferent cine e... Nu, să marcheze Juventus golul 3 în prima repriză. Adică neapărat să se marcheze încă un gol în prima repriză. Dacă se marchează al treilea gol, ce cotă e? Indiferent de echipă. Indiferent de echipă? Da. Indiferent de echipă, spun imediat. Adică peste... Peste 2, prima repriză, total goluri. Peste 2,5. Peste 2,5, cotă 4. Mergem așa mai bine? Poate marchează Spezia. Da. Dar Juventus... totuși e riscant, eu n-aș mai pune. Dar mă rog. N-ai mai pune? Atunci rămân la ce am pus eu.
și mă duc pe cota asta de 5 și apoi continuăm discuția cu alte meciuri care sunt acum live. Ce vreau să vă mai spun cu privire la Spezia Juventus este că avem un concurs în derulare chiar pe chatul meciului. Puteți să intrați și să câștigați tricoul pe care vi-l va arăta Laura. Este un tricou cu Juventus de colecție, cu toate semnăturile ambasadorilor Superbet pe el, inclusiv cu semnătura lui Ilie Dumitrescu. Este foarte simplu, trebuie să plasați un pariu single, să postați biletul în chatul meciului și dacă prindeți cota, iar ea este cea mai mare, atunci veți câștiga acest tricou foarte frumos, pe care îl puteți înrăma, îl puteți pune la loc de cinste în camera voastră sau unde doriți. Deci nu ratați, puteți să câștigați de două ori și tricou și eventual pe ce pariați voi la Spezia Juventus. Eu mi-am plasat pronosticul, mai am 3 minute, în 3 minute probabil o să pierd, șansele mele sunt mici acum, dar am riscat. O să mai pariem poate la pauză ceva pe Spezia Juventus, pentru că este unul dintre cele mai interesante meciuri din această seară. Am pus câteva bilete pe Super Social, de care două evenimente au început. Hai să le vedem. Unul am pus cotă de 294, pe cotă între bună, care da. Două evenimente au început. Este 1-1 și 0-0, deci se pot... Nu schimbă foarte mult. Ai mers pe două favorite aici. Am mers pe două favorite, pe Juventus și Monaco acasă. La Sevilla, Valencia am pus, ambele echipe marchează și câștigă Sevilla, adică 1 și GG. Da. Man United, West Ham, la fel, 1 și GG, cotă 3. Deci din cupă, da. La Sevilla, Valencia, 3.80. Chelsea, Aston Villa am luat favorit 1. AC Milan 1. Paris Saint-Germain, 2 și GG. Ăsta e... Am riscat puțin, dar să crească cota. Lyon 1. Practic golul lui Meza a fost problematic. Da, da. Villarreal cu Elche 1 și la Real Mallorca 1. Majoritatea pariurilor pe favoriți ei sunt din ciclul care îmi place și mie. Să iau pe o echipă mare care a avut câteva rezultate proaste în trecutul recent și care trebuie să bată. Acel trebuie care de multe ori ne omoară la pariuri. Adică Juventus trebuie să bată, AS Monaco este obligată să bată, a avut un început foarte prost. Care inclusiv eliminarea din play-off de Champions League. Da, cu Shakhtar. Cu Shakhtar, da. Surpriză, iarăși. Bine, Shakhtar nu e orice echipă, o echipă tare, dar ei sunt reprezentanții unui fotbal de alt nivel și da, a fost o surpriză. Man United, într-adevăr, ar trebui să bată, dar e destul de imprevizibilă cupa în Anglia. Nu te-ai băgat la Tottenham, are meci greu la Wolverhampton. E pe un bilet, dar trebuie să-l caut acolo. Este și asta. Metz, PSG, anticipăm cu toții o victorie în sfârșit mai lejeră a lui PSG și destul de ezitant în acest început. Dacă vrei să riști puțin la Metz cu PSG și nu... Să nu mergi în zona aia de ambele echipe marchează și câștigă Paris Saint-Germain, deși e o cotă foarte bună. Doi pauză, doi final. Uite, la Real puteai să iei super extra ca să ai și bonus. Pentru că ai avut cota sub 1.25, nu mai ai bonus. Dacă ai minim 1.25 și de la 6 meciuri în sus... Da. Eu am riscat la meciurile alea Solist 1, favorită și GG. Da. Și atunci te-ai dus în 3.80, 3 și ceva, două meciuri. Și mergi pe cotele astea... Dar știi cum se întâmplă? Să-ți iasă 3.80 și să pierzi 1.23. S-a întâmplat cu... Se întâmplă. Mă rog, am pierdut și bilet cu Barcelona, cu... Da, se întâmplă. Cu Granada. Și asta a fost biletul cu cota cea mai mare, 294. Dar mai e și... Ia să-l vedem pe ăsta cu cotă 17. Ăsta e mai... Mai așezat, da? Da, e mai safe, mă rog. Practic ai jucat. Normal. Sevilla-Valencia, ne-am referit la Sevilla-Valencia. Hai să vedem și colegul tău, Andrei Niculescu, ce a pariat mai devreme, dacă se poate, la o emisiune pe care o realizează zilnic, la fel pe YouTube-ul Superbet. Super Pariuri se numește și unul dintre meciurile analizate de el a fost chiar Sevilla-Valencia și are și el un pronostic interesant, este alături pe acest ecran. Nu-l văd foarte bine, dar parcă mizase o cotă de 2.80 că marchează Sevilla, că o să câștige Sevilla și că mai multe goluri în a doua repriză.
Ai văzut aceste super pariuri? Îți plac? Da, numai la... Este o rubrică... Da, sigur sunt extrem de interesante. Am jucat la turneul ăsta final, la Campionatul European. Mergeam pe... Nu știu... Mergeam pe echipă și luam... Nu știu, că marchează unul din jucătorii importanți. Gen Bayern Lewandowski, Real Madrid Benzema. Câștigă și marchează Benzema. Am prins câteva cu Lewandowski la Bayern. Hai să facem un bilet cu live. Cu ce se joacă acum la live? Avem la live, e pauză deja la Spezia Juventus, 1-1, deci biletul meu e mort. Dar l-am riscat. Avem la Salernitana Verona, e 0-2, la fel prima repriză, final de primă repriză. Aici de obicei când vezi că oaspeții conduc și cu 2-0, pare că un GG, că marchează ambele, ar fi normal să se întâmple. Salernitana, una dintre cele mai slabe echipe din Italia, n-are niciun punct în acest moment, cred că favorită să retrogradeze. Păi nu știu dacă îți mai dă acum GG sau dacă îți dă separat că marchează... Avem ambele echipe să marcheze. Ce cotă e? 1.80. Bun, deci... E bună? Da. Încercăm un bilet combinat cu asta? Deci, Laura, la Salernitana Verona, da. Să încercăm un bilet. Ambele marchează. Și lăsăm așa, cu 1.88 ăsta, sau 1.80 cât era. Apoi, Monaco-Saint-Étienne. Una dintre acele echipe despre care vorbeam că ar trebui să câștige astăzi neapărat. Ce ai juca în live? Minutul 19.00. La ce meci ai spus? Monaco-Saint-Étienne. Unu final. Deci merg, eu l-am deja pus unu final. Unu final. Da. Da, îl punem. Hai să-l punem pe ăsta, să nu-l punem singur. Că poate 1.57 singur e mai greu de... Tu vrei să punem un bilet la ce se joacă live acum, ce da? Se joacă live acum, o exact. Să joci 1.60... Juventus că va termina, va câștiga la Spezia. Lille. Și o legi Lille-Monaco. Deci Lille-Monaco? Lille și Monaco acasă câștigă, da. Ok. Lille și Monaco. Da. Cota de 4.40. Montpellier-Bordeaux, deja 1-1, minutul 19. Un meci foarte, foarte spectaculos acolo. La Bordeaux este antrenor Vladimir Petković, care a lăsat Naționala Elveției după Euro și s-a dus la Bordeaux, un antrenor cu mare experiență. Lazio, da. Naționala Elveției și acum la Bordeaux, da. Un antrenor foarte bun. Rennes, Clermont. Rennes a mers destul de slab, dar Clermont, ce sunt nou promovată, a făcut o figură frumoasă până acum, chiar dacă a luat multe de la PSG. Și Galatasaray are Kayserispor. Galatasaray este în început? Da, minutul 20. Minutul 21. 1.95. 1.95. Se numește pe ei cu 2? Da. Au crescut puțin cotele. O să plasez și eu biletul ăsta de la mine, dar o să-l plaseze și Laura pe contul din Super Social al emisiunii. O să-l găsiți acolo. Și live-ul fiind cât de cât acoperit acum, avem însă multe meciuri de la ora 21.45 în Italia și de la 22. Haideți să mai parem un bilet așa, dar să nu dublăm ce ai pariat tu pe contul tău. Hai să încercăm să facem, da, avem o ofertă foarte bună, multe piețe de jucat la Superbet. Că nu știu, ăsta se merită de jucat, apropo, meciul ăsta va fi la 21.45. Care? În Cupa Ligii în Anglia, Man United, West Ham. West Ham este o echipă care marchează, este o echipă care pune probleme. Eu aici aș merge pe 1 și GG, cotă 3. 1 și GG. L-ai luat așa pe biletul tău sau? Da, dar există și varianta să joci, pe un bilet l-am luat și solist pe Man United. Combo final și goluri. Asta e 1. 1. 1 și GG, da, cotă da. 3. E ok, Laura? L-ai găsit? 1 și GG? Da. E la combo final 1 și goluri. Îl găsești pe coloana din dreapta, puțin mai jos.
mai Chelsea, Aston Villa 1.43, dacă asta e o cotă, mi se pare o cotă foarte bună pentru Chelsea cu Aston Villa în seara asta. Da? Dar dacă joci 1 și există posibilitatea să mergi în zona asta, să joci... Să jucăm și 3 plus? Să ai acoperit și 2-1, să ai acoperit și 3-0? Nu, eu aș juca tot ăsta. Deci cel mai, din punctul meu de vedere, cea mai safe cot ar fi 1.43, dar dacă vrei să mărești și să riști puțin, ar fi să prinzi o cotă cu Chelsea acasă, 1 și GG, cotă 3. Deci la fel. Da. 1 și GG. Da, este posibil. Sigur și Chelsea va juca meciul ăsta cu multe... Adică poți să faci un bilet... Schimbări. Cei care urmăresc, poți să faci un bilet cu să iei favoriții cotă și să pui o sumă mai mare și dacă vrei o sumă, un 10% din suma cea mare, să o pui și să iei 3 sau 4 cote de astea de 3, să ajungi undeva la... Și eu am dat deja 2. Păi da, 2 mai zi una. Și aș mai merge pe, uite, Wolverhampton cu Spurs, ar fi un meci. Da. Și stai să vedem ce... Eu și în... Aici au cote mari și pe soliști, un meci foarte echilibrat. Da, dar aici dacă ai prins 1-2 și GG, stai să vedem ce înseamnă 1-2 și GG. Asta e o cotă foarte bună 1, la meciul ăsta. Și... Când meciurile sunt, când cotele sunt apropiate, trebuie să mergi pe 1-2 și GG. Asta înseamnă 2-40. 2-40. Foarte bună cota asta, da? 2-40 și atunci dacă legi 3 cote, 2 cote de 3, 3 ori 3, 9, deja cu 3 meciuri ajungi la cotă de 18 și ceva. Și să mai iei o favorită, eu cred că după ce am văzut-o pe Lyon cu... Arăta bine Lyon. Arăta Lyon bine în deplasare cu PSG, da. O echipă foarte puternică. Ar fi... Ai făcut biletul ăsta? Îl face Laura. Dacă nu găsești ceva, poate ei arăți puțin. Câte meciuri ai văzut până acum, Laura? Exact, unde? Am pus un singur bilet. Da? Lyon ar trebui să fie puțin mai sus. Englezii erau mai jos pentru că... Hai că mai fac eu, vrei puțin. Să fac eu unul, să-l pun? Fă, da. Da? Dar să nu duble ce ai pus înainte. Da, fi interesant. Păi nu, acum vreau să-l fac piețe. Și eu pe ăsta. Plasează ce ai acum, Laura. Și mai face mister direct de pe contul lui. Fac eu unul de pe contul meu acum. Perfect. Deci la Man United cu West Ham. Da. Fosta mea echipă. Trebuie să facem rost de un tricou cu Tottenham. Cred că e 1 și GG. Wolverhampton cu Spurs 1-2 și GG. Și GG 2.85. Deci 2.85 e cota. Super. 1-2 și GG. Super cota. Da. Mergem la Lyon 1.35 normal. Eu la ăsta văd, aici văd la Sevilla cu Valencia 1-2 și GG. Chiar dacă Sevilla a fost favorit, dar Valencia a început foarte bine. 1-2 și GG, 3-15. Chiar dacă câștigă și Valencia și marchează, da. Sevilla sau Valencia și marchează ambele, e o cotă senzațională. Exact. Deci din 4 meciuri avem cotă 36 și aș mai vrea un bilet să mergem într-o cotă. Dar l-ai pariat? Nu, acum, imediat. Mai trebuie să mai caut un meci. Mai pune un meci. Ce se mai joacă? În Italia, Milan, Veneția, poate. În cupă se dau goluri, în general. Se dau și marchează și outsider-ul în cupă. Ăsta e avantajul. Și cum joci tu GG-ul ăla, are mari șanse să iasă mereu. Uite, Millwall, cota, Leicester. Uite, la cota asta de 36, ai putea să iei acum un solist. Adică să iei Viare acasă sau... Uite, de exemplu, Real Madrid-Mallorca, 1.23, ne-am dus în 44. Dar iau-o la super, iau-o la super cota. Nu, las-o așa, și... Păi nu, că o iei tot solist, dar uite, da? Aici, iei super extra și te duci cu 1.30. Ai aceeași cotă la 1 solist, doar puțin mărită. Ok. Decât cea de bază. Și ai și bonus
Deci la super? Deci ai aceeași cotă pe unul solist. Da, super extra. Am înțeles. Doar că ai 1.30 în loc de 1.20 și... Deci ne-am dus... Sunt avem, două cote avem pe zi pe care le dăm mărite. 40 și... Avem 47 și să mai luăm o favorită. Acum depinde și de inspirație. Lyon cu 1.27 cotă, să mergem și aici, nu mai poți să iei două, nu? Poți super să iei, extra. Dar nu au toate meciurile. La care te-ai dus acum? La meci cu Paris Saint-Germain. Să vedem dacă are meci cu Paris Saint-Germain. Are. 1.35. Și merge? Da. Bun, ia-l. Nu merge. Decât unul merge. Pe decât unul singur, da? Da. 1.27. Deci avem cotă, da, 60 cu Lyon, Real Madrid și Paris Saint-Germain, cote de 1.25, 1.35 și 1.30. Și riscând 3 meciuri cu GG, da? 3 mai mari și 2 care să-ți crească puțin cota. Monaco 1-0, apropo de ce am pus. A marcat Monaco. Monaco a marcat, da. Da. Am primit și o notificare. Eu aș lua și Villarreal acasă cu Elche 1.50. Și Villarreal trebuie să bată. Da, și aici vorbim de o cotă de 90. Îl pun în momentul ăsta acum. Pune-l. Și ca să ne creadă și oamenii, nu că nu ne-ar crede, dar unii mai spun, oare e chiar mister acolo? Pune-l, te rog frumos, l-am pus un post în Spezia Juventus. Să știi cum să faci asta? Adică te duci pe meci, pur și simplu. Pe live, da. Da, pe live, da. Găsești Spezia Juventus, chat, stânga sus, da, la agrafă, sau apasă pe chat, acolo. Așa, da, nu. Apasă pe agraf. Da. Așa. Și acum apeși pe bilet, ultimul pe care l-ai pus. Asta e, nu? Asta. Apeși pe el. Da. Și dai send. Aici? Pe euro, da. Gata. Și acum ai plasat acest bilet în chatul meciului de la Spezia Juventus. Foarte multe discuții reies așa, din șeruirea practică a acestui bilet. Că sunt unii care... Da. Tu n-ai problema asta, că ai 230.000 de follower, adică îți vin ei pe cont, în feed-ul tău. Dar alții, ca să-și facă cunoscut biletul, să-l arate și altora, au această armă. Îl pun în chat. În chat, un image live. Eu n-am pus decât pe... Eu am postat și s-a preluat. Fără să intru în... Eu n-am... Și nu dialoghez cu nimeni, că mai sunt și... E ca la fotbal. Pariori care folosesc cuvinte inferioare și așa. Chiar așa ne lăudăm că e un fel de un fel de stadion super social, da. Și că pe orice accepti, stadion, da, se mai întâmplă. Dar și nu răspund. Noi avem ce să facem. Nu suntem la biserică, dar clar că trebuie să păstrăm o... S-au luat cotele la Lille. Avem și o întrebare. Da? Se răspunde. Ilie, ce spui? Bate Juve? Da, da. Deci, din punctul meu de vedere, Juve este favorită să câștige aceste meci. Suntem la începutul reprizei a doua. Dar ce la Lille, că s-au luat cotele, apropo? Posibil să fi marcat împreună. Nu. Sau poate doar se schimbă. Sau poate hidratare. Nu știu dacă mai... Uite, Gia Salernitana a marcat. Am luat GG-ul. Da. Am prins GG-ul. Da, l-am prins deja pe asta. Da, Monaco. Monaco a... Monaco 1-0. Da. Bordeaux 2-1. De cupa noastră, spune-ne, că joacă FCSB diseară. E posibil vreo ghidușie acolo? Cotă foarte mică, evident, favorită, clar, FCSB. Ce ghidușie? Să nu se traduce ghidușie. Să nu se califice FCSB. Nu? Nu. Nu cu băieții ăștia. Noi asta să vedem la meciul ăsta cei care... Selena, care se merită să faci o chestie, stai o secundă. Doi pauză, doi final, 1.47. E o cotă destul de interesantă pentru diferența asta de forțe, știi? Da. Adică FCSB meciul a început Sevilla cu Valencia, a început și meciul ăsta. Da, deci avem o sumedie de bilete live. Avem și câteva bilete plasate pe meciurile care încep de la 21.45 încolo în Italia și mai ales în Franța, care a avut astăzi etapă plină. Practic găsiți biletele, Mister ne-a făcut o favoare și a pariat un bilet și pe contul lui. Dar tot ce am vorbit găsiți pe contul
din Super Social al emisiunii. Puteți să replicați de acolo, cum v-a spus și mister, nu le luați motamo, puteți să schimbați, să variați. Există și inspirația jucătorului. Poate aseară cineva la meciul, nu știu, Bilbao cu Rayo Vallecano lua, nu știu, GG sau lua... Rayo Vallecano este echipă ofensivă care joacă. Eu am mers pe, nu știu, pe tot ceea ce înseamnă echipa asta acasă. Bilbao este o echipă agresivă, o echipă organizată, o echipă care incomodă. Am crezut că nu... S-a întâmplat treaba asta, să știi. Va putea să înscrie în deplasare la meciul ăsta. Noi am pierdut pe Bilbao. Dar, repet, mai există și cash-out care... Da, există varianta cash-out când stai în ultimul meci. Sau dacă te uiți la meci și pur și simplu o simți, da, o să-ți arăt acest bilet pe care n-am apucat, e cotă 30 la 2 solist, pus mai mult ca sigur la live, când scorea 1-1 și probabil pe final de meci, probabil la cota asta undeva după minutul 80. Ce ai prins? 2 solist cotă 30. Nu este al meu biletul, este al unui jucător din Super Social. Biletul poate fi găsit pe grupul de fotbal, la ultimele câștiguri. Și cât înseamnă, da, Bilbao avea și 7, 8, cine știe, 10, nu știu cât avea, dar ceva de genul ăsta. Nu, codă 30. Nu, eu vorbesc de Bilbao. A, Bilbao, da. Da, și Vallecano, dacă era ultimele 10 minute, cotă mare. Clar, da. 5-7 mai minute, 5-7 minute, inspirat. E foarte inspirat, să prinzi o cotă de 30. 30, da. Da, deci se poate întâmpla și așa, clar, dar clar că sunt puțini. Și e clar că pentru cei mai mulți... Inspirație, apropo de ce da. Discutam, de inspirația jucătorului. Mai mult ca sigur s-a uitat la meci și a văzut desfășurarea și a sperat. Ok, mulțumim mult lui Mister. Încă o dată găsiți biletele în Super Social. Spezia Juventus nu s-a terminat. Încă puteți să câștigați acest tricou. Puteți să pariați un pariu single, postați biletul în chatul meciului și probabil mâine unul dintre voi o să fiți contactați de Lili sau de Laura pentru a intra în posesia acestui bilet. Mulțumim mult, Mister. Sperăm că măcar câteva să fie verzi în seara asta și ne mai auzim pe săptămâna viitoare și nu uitați, intrați pe Super Social să fie verde. Sunt Bogdan Stelea, intră în aplicația Superbet. Și urmărește-mă în Super Social.